Am fost la un târg pentru copii pentru a vedea care sunt noutățile în domeniu și cu ce mai sunt răsfățați cei mici. Tot aici l-am întâlnit și pe Daniel Osmanovici, care ne-a dat câteva sfaturi. Nu mă așteptam să te găsesc aici. După mi-am dat seama că de fapt ești chiar e locul tău aici. Despre ce este vorba? Că de la pupitru te-am văzut acum la un târg pentru copilași. E simplu, exact cum ai zis și tu, e un târg care este dedicat copiilor cam de toate vârstele. Practic, la un astfel de târg găsești de toate. Hăinuțe, mâncare, jucării, cărucioare, scaune de mașină, pompe de sân, bănci de celule STEM, ce vrei. Spune-mi ce vrei și îți dau. Mamă, ești foarte informat, deci chiar am avut noroc cu tine astăzi. Altfel, ce ne poți spune? Că știu că ești destul de implicat în povestea asta. Sfaturi și ce ar trebui să știe părinții. Acum ne referim strict la perioada pe care o traversăm. Care înseamnă ce? Începutul școlii, grădinițe, creșe, momentul în care toți părinții își pun copiii în mașină și îi deplasează. Eu am un fix de vreo 2 luni și jumătate în care vorbesc non-stop despre un lucru, siguranța copilului în mașină. Un copil care nu este prins în centură, în scaunul lui, conform vârstei pe care o are, chiar și la 20 de kilometri, este un proiectil mortal într-un habitaclu al unei mașini. E atât de simplu. Și niciodată nu va funcționa povestea "nu mi se poate întâmpla mie". Asta e porcărie. Am văzut că erai foarte interesat și foarte cunoscător. Cărucioare. Păi îți dai seama că am 2 copii, deci am trecut prin treaba asta de mai multe ori cu alegerea căruciorului. Diferența în ziua de astăzi se face în general legat de greutatea căruciorului și de accesorile pe care le are, da? Eu prefer, din experiența pe care o am, cărucioarele pe 3 roți cu roți cât mai mari. Vezi cum este de aici? Da. La asta de aici, roata asta, ca și cele din spate, îți permit să mergi aproape pe orice fel de tip de drum. Știi, un fel de tot teren. 4x4. Sunt mult mai bune decât astea pentru că îți joacă roțile la alea 4. La astea 3 nu mergi. Poți să mergi cu ăsta pe plajă și multă lume știe că vine ca aerosol, că vară, că diverse. Au apărut pătuțuri care se pot prinde la patul părinților și atunci mămica nu mai e nevoită să se ridice și să pună bebelușul în pătuț, ușurând astfel partea de somn. Iar în ce privesc accesoriile, sunt sacii de dormit în care poate dormi bebelușul și atunci eliminăm păturica pe care ar putea la un moment dat să-și o tragă pe față și ei sunt lucrați din bumbac, nu ridică risc de alergii, e un material, o fibră naturală. Am văzut cărucioare, am vorbit despre mâncare, neapărat trebuia să vorbim și despre jucării. Ce a mai apărut? Da, hai să vorbim despre jucării, dar nu orice fel de jucării. Toate jucăriile care le avem noi sunt din magneți. Sunt din policarbonat, este foarte, foarte important să înțelegem că sunt calitative pentru copii, nu este niciun risc de a se rupe, de a ieși magnetul. Putem să avem și secțiuni arc care arată calitatea. Putem să facem tot ce ne trece prin cap. Imaginația este singurul lucru care ne oprește cu aceste jucării. Putem să creăm de la o mașinuță simplă, până la animale, avioane, rachete, tot ce ne trece prin cap.